Deci de la 1 octombrie, plata gărzilor va fi făcută la un alt nivel. Aș vrea să mulțumesc tuturor organizațiilor profesionale, Colegiului Medicilor, sindicatelor pentru discuțiile constructive pe care le-am avut și mă bazez cu siguranță pe colaborarea dumnealor în continuare. Ce aș vrea să menționez de asemenea pentru a înlătura orice fel de neclarități cu privire la nivelul plății gărzilor, există un site care se numește respectpentrumedici.ro, pentru că despre asta este vorba, despre plată, despre respectul pe care vrem să-l acordăm profesiei medicale, o profesie a cărei importanță nu pot să o subliniez destul pentru România. Da? Pe acest site veți găsi de asemenea detalii despre nivelul plăților pentru toate categoriile de medici, pentru toate categoriile de gărzi. Aș să dau două exemple. Un exemplu se va referi la un rezident de anul 3. Gărzile de către medici se fac inclusiv de către rezidenți de la anul 3 încolo. Astfel, un rezident de anul 3 dintr-o unitate clinică cu un spor de 50%, care este minimum pentru timpul săptămânii, va avea acum o plată netă de 257 de lei în timpul săptămânii. De asemenea, un spor pe timpul weekendului, atunci când sporul este o gardă pe timpul weekendului, atunci când sporul este de 100%, de 50 până la 100%, aici existând o flexibilitate la spital, vorbim despre, dacă luăm un spor de 100%, vorbim despre 547 de lei. Dacă vorbim despre nivelul minim al sporului, atunci vorbim despre 411 lei. Da? Deci un rezident va câștiga minim pentru o gardă 257 de lei în timpul săptămânii, respectiv 411 lei în timpul weekendului, acesta fiind nivelul minim. La nivelul maxim vorbim de 547 de lei în timpul weekendului. Pentru un medic primar însă, cu o vechime de peste 20 de ani, într-o clinică, într-o unitate clinică, de asemenea, cu un spor, dacă vorbim din nou despre weekend și calculăm cu un spor de 100%, atunci vorbim de 1200 de lei în mână pentru o gardă în weekend. Iar pentru o gardă în timpul săptămânii, cu un spor de 75%, adică la un nivel mediu, la un nivel superior, îmi cer scuze, pentru timpul săptămânii vorbim de 800 de lei. 800 de lei sunt bani în mână. Deci ne apropiem de un nivel rezonabil, aș spune, pentru plata gărzilor. Cu siguranță există încă loc de îmbunătățire, dar în momentul acesta, acest lucru este ce am putut să facem și cred că e un pas foarte important. Vorbim despre creștere de la 42% în cazul rezidenților, în cazul rezidentului pe care vi l-am dat ca exemplu mai devreme, până la 90 și ceva la sută.